Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei campanii frumoase, o campanie nouă online pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, o campanie despre practicile spirituale din diverse tradiții ale lumii. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald și acolo veți găsi toate cărțile care au legătură cu meditații, au legătură cu practicile spirituale. Și astăzi vom vorbi despre o carte superbă, Zogchen Namgyal Norbu, Yoga visului și practica luminii naturale. Am să vă arăt cartea și la cameră. Alături de noi este Alexandru Anton, membru al comunității Dzogchen. Înainte de a începe discuția noastră și îmi doresc foarte mult ca la finalul interviului, la finalul acestui material, Alexandru să ne facă și un mic exercițiu, aș putea spune, de ceea ce înseamnă meditația și practica spirituală în tradiția Dzogchen. Pentru început, aș vrea să stabilim cumva, într-un anumit registru, importanța activității și importanța lucrărilor, cărților scrise de Namgyal Norbu și ceea ce faci tu până la urmă la Merigarest. În câteva cuvinte, ca lumea să știe exact despre ce este vorba, despre această comunitate care nu are membri doar în România, dar are membri și în alte țări din Europa și din lume. Salutare tuturor! Mulțumesc, Sorin, pentru invitația la dialog. Da, Zogchen Namgyal Norbu, care ne-a părăsit din planul ăsta fizic acum vreo aproape 2 ani, 2 ani, da. a avut o activitate foarte amplă și intensă în Europa. 40 de ani, sute de retrageri în lume. A fondat, sau mai bine zis, s-a strâns în jurul lui o comunitate internațională de mii de membri și avem și noi aici, în România, în localitatea 23 August, Merigare East, Merigare Est, unde, în mod normal, când nu există restricții ca acum, avem vara cursuri pentru comunitate, cursuri publice de yoga tibetană, de dansuri contemplative pe mandală, de meditație și, bineînțeles, de practici tibetane și din acest registru. Eu, ce fac eu aici, ajut un pic la administrare cu treburile astea mai lumești, cu facturi, cu contact cu publicul, mai fac cât un... Cum? Pentru că și astea fac parte din viața noastră, până la urmă. Da, și fără astea, dacă nu le avem bine puse la punct, riscăm așa să plutim într-o direcție care nu are legătură cu realitatea. Și da. Și acum despre cărțile pe care le-ai menționat, sunt două cărți de bază, aș spune, printre primele care au apărut. Yoga visului este culeasă cumva. Materialul este cules de Michael Katz, un instructor de yoga visului din comunitatea Dzogchen. Și cristalul și calea luminii este la fel pusă cap la cap de un practicant din America, domnul Shane.
Da, cred Ce, că am răspuns. ce este, ce este de fapt yoga visului și practica luminii naturale? Yoga visului. În primul rând, yoga, ce înseamnă în contextul acesta, că noi avem impresia că înseamnă doar o serie de posturi fizice cu niște respirație și așa. Dar, mai mult gimnastică, dar de fapt nu este asta. Da, gimnastică, fitness, wellness. În contextul acesta, tibetan înseamnă mai degrabă o stare de uniune cu această cunoaștere veche de când lumea, pe care maestrii autentici o întrupează, o manifestă fiecare moment. Și yoga ar însemna în contextul acesta faptul că noi avem cunoașterea aceasta și suntem mereu sau cât mai des în contact cu ea și o manifestăm și o integrăm în viața noastră lumească de oameni obișnuiți. Și vis, cred că știe toată lumea ce este un vis. Dar în contextul acesta, visele nu sunt importante așa de mult ca și conținut. Am urmărit interviul cu colegul meu, Vlad Nicodim, e pus o întrebare așa mai capcană, transdisciplinară, despre Jung, despre... Da, pentru că el l-am întrebat nu întâmplător, pentru că din postura, să spunem, și de psiholog, de psihoterapeut, fiind unul poate dintre puținii psihoterapeuți care îmbină partea aceasta de știință, de psihoterapie și tot felul de tehnici, să spunem, sau metode din științifice din psihoterapie cu partea aceasta spirituală. Și chiar la începutul cărții erau câteva capitole legate de știința și fenomenele onirice, visele și psihologia abisală, și asta m-a dus cu gândul la Jung, travaliul oniric în culturile tradiționale, dezvoltarea conștientizării visului. Da, Michael Katz, dacă s-a specializat, ca să zic așa, pe vise, a studiat și tot contextul nostru occidental. Dar aici, mai ales în contextul practicii dzogchen, conținutul viselor nu este așa de important. Desigur, ajută să ne notăm visele dimineața ca să păstrăm conexiunea aceasta cu dimensiunea onirică, să păstrăm proaspăt vie, ca să zic așa. Dar pe urmă, e un fel de obstacol dacă ne atașăm prea mult de ce înseamnă visul ăla. Căutăm acum prin dicționare de vise pe internet și unul zice că, nu știu, apa înseamnă ceva, altul zice că apa înseamnă altceva. Altă interpretare, da. Da, și atunci, până la urmă, sunt tot niște forme mentale și visele, niște imagini care, niște experiențe, nu? Pentru că visele poate să includă toate simțurile noastre. Îmi cer scuze dacă e un pic de întrerupere de la conexiunea internet. Sunt experiențe senzoriale și mentale, cu diferența că nu mai suntem limitați de timp. Nu? În 3 secunde de vis poți să visezi toată viața. Nu mai suntem limitați de timp și nici de spațiu. Poți să visezi că ești pe Valea Prahovei la un grătar sau se schimbă ceva, te duci în India. Adică nu mai avem limitarea asta. Și nu mai avem nici limitarea corpului fizic în ceea ce privește organele de simț. Adică se manifestă mai mult conștiința simțurilor. Conștiința văzului, conștiința auzului, conștiința mirosului. Și un om orb poate să
aibă vise poate cu imagini, cu culori, cu cineva care n-aude bine. Poate să audă foarte bine muzică sofisticată, cu precizie. Și atunci visele sunt importante pentru, mai degrabă pentru spațiul în care se manifestă ele, dacă reușim să fim lucizi în timp ce visele se manifestă. Pentru că, să fim sinceri, majoritatea dintre noi ne petrecem 6-8 ore, 9-10 ore în fiecare zi, nu? Dormind. Și considerând limitările acestea care dispar în timpul visului, e pentru un practicant care vrea să-și cultive prezența și conștiența și să-și, ca să zic așa, să devină conștient de condiționări, de limitări și să treacă dincolo de ele, este păcat. Sună un pic așa creștinesc. Este o mare pierdere. O mare oportunitate ratată dacă nu încercăm măcar să lucrăm cu noi înșine în timpul visului. Și Chögyal Namkhon Norbu Rinpoche spunea foarte clar că, într-un fel, nu putem evolua cu adevărat dacă nu ne folosim și această parte din viața noastră. Adică starea de meditație, vedem pe urmă, cum am înțeles eu, această stare de meditație, dacă e să evoluăm, este sau devine ceva neîntrerupt și când mâncăm, și când dormim, și când căscăm, și când citim, și când vorbim, și când suntem la o petrecere și bem un pahar de vin, și când dormim, și când visăm. Și atunci e un pic ipocrit din partea mea să zic, de exemplu, că eu am atins un nivel foarte înalt de meditația mea, dar nici nu mă amintesc ce am visat azi noapte, nici nu prea știu ce se întâmplă cu mine în timpul visului, poate să latre câinii, să vină cineva, să se bată niște turiști, nu știu, orice, și eu dorm. Și atunci e o contradicție. Ce înseamnă, apropo de practică spirituală, ce înseamnă practica meditativă? Ce înseamnă meditația în tradiția spirituală Dzogchen? Și mai degrabă, ca să-ți dau așa niște hinturi, aș vrea să știu și partea aceasta de pregătire, mai ales pentru meditație. Îți trebuie un anumit cadru. Eu știu, poate în anumite tradiții, tot din Orient, asiatice, în anumite tradiții spirituale, mai ai niște, să spunem, nu știu dacă e corect cuvântul, un soi de extensii, în sensul că îți trebuie o anumită cameră, îți trebuie un anumit decor. Poate că ai nevoie de o anumită recuzită, de anumite obiecte. Poate alții folosesc, eu știu, partea aceasta, că tot vorbeai despre senzorial, de miros, anumite, eu știu, bețișoare parfumate sau o lumânare sau chiar mai multe. Sau poate partea aceasta de cromoterapie, aromaterapie. Meloterapie până la urmă, dacă un anumit gen de muzică așa foarte, foarte difuză poate să îți creeze o stare de a intra în transă, de a avea terenul propice, pregătit pentru partea de meditație. Bineînțeles că aici mă refer cu precădere la cei neinițiați sau la început, să spunem, de inițiere, la aspiranți, pentru că în discuțiile pe care le-am avut cu alți invitați,
un maestru sau un practicant care are în spate poate 10 de ani de practică, 5, 10, 15, 20 de ani, ajunge să mediteze indiferent de cadrul pe care și l-ar pregăti altcineva. Într-un anumit context, într-o anumită situație, nu are nevoie neapărat de o pregătire, nu are nevoie de un anumit cadru, nu are nevoie de anumite obiecte ca să intre în această stare de meditație. Da, sigur că în primul rând să vedem cam ce ar însemna meditația, că e un cuvânt foarte vast, așa, care acum e folosit în multe contexte și care poartă cu el multe semnificații. În contextul dzogchen, avem în primul rând conceptele de prezență și conștiență, sau cum să traducem, awareness în engleză ar fi. Și n-am ca noi urmărim pe ce într-o cărțulie, care sper că o să fie în curând tradusă și în românește, sfaturi sau un drumar despre prezență și conștiință. Explică foarte frumos cum dacă ai un pahar cu apă, să spunem, și ești prezent, știi că ai paharul cu apă acolo în fața ta. Să spunem că în cazul ăsta cineva a pus niște otravă în apa asta. Și eu știu asta. Sunt conștient. Am informația asta. Dacă nu sunt prezent, deși sunt conștient, o să beau. Scuze o secundă. Dacă eu nu sunt conștient, sunt doar prezent, am atenția brici, iarăși, nu știu că e o travă aici. Și beau. E o distinție fină, dar are legătură și cu faptul că noi acum de pe internet găsim foarte multe informații și metode și așa. Și avem impresia că, da, domnule, știu. Dar practica înseamnă și să fim prezenți ca să putem aplica această cunoaștere. Și deși pare ceva foarte banal, nu? Să fii prezent și să fii conștient, nu? De toată dimensiunea asta umană, de faptul că există culori la semafor. Deși vrei să mai la trecere mâine, te trezești dimineață, sunt una fără alta nu merge. Deși par niște chestii foarte banale, fără acestea dezvoltate foarte bine, nu poate exista o practică a meditației. Adică, așa cum ai zis tu, putem să medităm cu suport, nu? Folosind anumite obiecte. O lumânare, asta dacă vrei să dezvolți concentrarea, nu? Să te focalizezi pe un obiect, pe o lumânare, pe respirație, pe o muzică relaxantă și duci toată atenția mentală către acel obiect, către acel stimul. Și în timpul ăsta, maimuța minții care sare dintr-un gând în altul, avem impresia că, cel puțin în momentul acela, am domesticit-o. Dar meditația aceasta cu obiect nu e una realistă, ca să zic așa. Ea ne ajută să dezvoltăm capacitatea aceasta de a ne focaliza pe ceva anume. Dar când mergi la un târg cu
tot felul de vânzători cu produse, poate e un festival cu muzică, cu care e acea capacitate care ne face, cum să zic, ne dă posibilitatea să fim prezenți în toți acești stimuli. Cum știi pe care stimul să te concentrezi? Și de multe ori e o păcăleală, că zic, apare cineva, mă întrerupe, cum a fost acum, a venit un curier și mă, normal, trebuia să merg eu la poartă să preiau coletul. Și acum eu, dacă îi spuneam colegului care m-a anunțat, omule, eu sunt atent aici la conversația cu Sorin și se înregistrează și așa mai departe. Da, eram atent aici, dar pierdeam în vedere alte aspecte care apăreau în mod spontan. Deci, este un alt fel de abilitate, aceea de a rămâne centrat și prezent, fără o focalizare anume. Că focalizarea este așa, e un ajutor, dar nu putem să ne ducem, să ne trăim viața focalizați pe singură chestie. Și la fel, când medităm, meditația cea mai fructuoasă, să zic așa, când putem să o facem, e aceea de a observa, a observa pur și simplu ceea ce este, ce toți stimulii care ne activează simțurile, nu? Tot ce percepem prin văz, prin auz, simțim în corp ce se întâmplă, poate stomacul procesează micul dejun, simțim când ne crește temperatura corpului, simțim cum mai trece o pasăre, vedem cum mai trece o pasăre pe cer și în felul ăsta nu putem să alerg, nu poți să zici că alergi după ceva sau știi ce anume ai de cultivat. E mai degrabă chiar cum zice Chogyam Trungpa, am văzut că este și în românești tradusă cartea cu materialismul spiritual. E mai degrabă iar a intervenit o întrerupere. E mai degrabă un abandon. Pentru că noi suntem obișnuiți cu mintea să controlăm, să învățăm tehnica, să știm ce avem de făcut. Și din asta derivăm, nu? Oarecare impresie. Băi, am făcut ceva, am realizat ceva, am mai făcut un pas. Dar toate acestea sunt niște iluzii. Adică meditatorul este cel care este prezent în acest moment. Nu există, nu e ca o investiție. Am meditat ieri pentru astăzi și astăzi să meargă bine. Nu, este... Ori suntem conectați la ce se întâmplă acum, ori nu. E foarte simplu. Și atunci observăm că cu cât ne ancorăm mai bine în prezență, în conștiența asta a experienței din acest moment, cu atât mai inutilă devine mintea noastră obișnuită. Pentru că ea este ca un registru acolo cu educație, cu reguli, cu experiențe anterioare, ca un fel de calculator care încearcă să găsească cea mai bună soluție pentru ce avem de făcut acum. Dar acum este mereu imprevizibil, nu se potrivește și atunci pierdem. Dacă ne bazăm doar pe... În tradiția spirituală Dzogchen este recomandată meditația individuală sau meditația de grup?
Pentru că, uite, am mai aflat niște lucruri discutând cu invitații mei. Dau așa două exemple care mi-au venit în minte. În budismul zen se face și este recomandată meditația în grup. De exemplu, în Kabbala, da? În tradiția iudaică, iarăși este recomandată meditația în grup. Aici cum stau lucrurile? Și aș mai face o mică referire apropo de meditația individuală și meditația în grup. Ce înseamnă meditația ghidată? Atunci când ai nevoie de cineva, da, să spunem, indiferent că vorbim despre o meditație individuală, mentorul, maestrul și cel care meditează, sau vorbim despre maestru și un mic grup cu care meditează, pentru că el vine cu partea practică. Sunt și de asta te-am și rugat acum, după ce am răspuns, să încercăm un mic exercițiu practic. În meditație și mai ales în meditația ghidată sunt anumite mantre, sunt anumite incantații, sunt anumite sunete, anumite cuvinte care se articulează, se spun. Există un discurs prin care maestrul te ajută, cel care inițiază meditația, maestrul te ajută să intri în starea respectivă, îți dă niște hinturi, cu ochii închiși sau cu ochii semideschiși, cu concentrare pe un obiect sau fără concentrarea pe un anumit, focalizarea pe un anumit obiect, sau chiar concentrarea nu pe ceva din exterior. De exemplu, mă concentrez în momentul acesta pe respirația mea, da? Și o simt. Sau mă concentrez pe anumite părți ale corpului. Cum stau lucrurile? Da, dacă îmi dai jumătate de oră, îți răspund la toate. Meditația de grup. Adică, bineînțeles, am avut și eu contact cu Zen la dojo din București, experiențe foarte, foarte frumoase. Și acolo, într-adevăr, este cadrul ritualic foarte riguros. Cine iese primul din sală, cine primește mâncare primul când e masă și așa mai departe. Cum se iese din sală, cu ce pas ieși din sală. Dar cred că e important să înțelegem principiile din spatele acestor tradiții. Pentru că dacă nu înțelegem principiile, ele devin ca niște vise. Toate aceste religii și tradiții. Niște vise frumoase care ne oferă niște stări plăcute, experiențe exotice, chiar sentimentul acesta profund de acceptare de către un grup sau conectare cu oamenii la fel ca mine, solidaritate și așa mai departe. Nu cred că există vreo tradiție care spune că meditația în grup e ceva greșit, decât acelea strict ascetice, nu? Dar meditația în grup are avantajul acesta, că capacitățile tuturor celor care practică, hai să nu spunem meditează, tuturor celor care practică, se pun la un loc. Și atunci cineva care e începător, de exemplu, dacă faci o retragere de Vipassana în stilul lui Goenka, nu? Stai 10 zile, nu mănânci, nu vorbești, nu intri pe Facebook, nu citești, dar te trezești, practici, mănânci, mai sper pe față. Pentru începător e foarte greu. Pentru că apar toate aceste stări pe care de obicei le controlăm. Acolo
când doar stai, încep să apară, te gândești la cutărică, ți-aduci aminte că n-ai trimis e-mail la nu știu ce prieten, ți-amintești de copilărie, te mai doare umărul și de multe ori, de exemplu, îți vine să renunți. Poate să zic că, băi, dar eu am probleme cu coloana, stau aici 10 zile, după aia, dacă mi se mută vreo vertebră, hai să plec. Dacă ai fi singur, poate că într-adevăr, mai ales că nici nu te vede nimeni, nu zici, hai că iau o pauză, azi mă relaxez, continui mâine. Dar când vezi că ești înconjurat de oameni care stau acolo neclintiți și respiră și le simți și dedicația, simți că nici pentru ei nu e neapărat ușor, că dacă ar fi doar ușor, n-ar mai face, adică da, n-ar avea niciun efect. Nu? Și ei, da, ei lucrează și ei cu toate stările astea. Și atunci meditația de grup e foarte bună, pentru, mai ales pentru începători. Sau, în tradiția tibetană, de exemplu, aceste retrageri, nu? La mănăstiri, unde ai sute de călugări care cântă, se produce o rezonanță și cu instrumente, cu tobe, cu trompete, se creează o energie de grup fantastică. Singur, n-ai acces la așa ceva. Da. Și în hai să încercăm să măcar 5 minute pentru să le explicăm celor care ne privesc. Da, vreau să mai zic ceva, că spune. Meditația ghidată are și ea un fel de dezavantaj. Pentru că la ce nivel poți să ghidezi și la ce nivel cel care e ghidat poate să recepționeze ghidarea? Dacă se întâmplă această comunicare, să spunem, doar la nivel verbal, păi pot să zic, și acum ne relaxăm. Și omul, ce înțelege el, ne relaxăm? Acum ne simțim corpul. Și de unde știu eu dacă persoana chiar își simte corpul sau zice, a, da, ne simțim corpul. A, ce bine e. Dar poate să fie total deconectat. Deci, meditația ghidată pentru mine e foarte greu de făcut dacă practicantul ghidat, să zicem, nu are deja o bază și un fel de experiență, atunci e așa, e tot ca un vis. Cineva vorbește, e ca o hipnoză, să zicem, nu? Cineva vorbește, voce relaxantă, dar ține tot de cel care meditează să rămână prezent, să înțeleagă cu adevărat ce vine spre el. Asta nu poate fi controlat. Dar pentru ceva simplu, cred că poate fi foarte benefică pentru cineva care n-a mai făcut meditație în viața lui. Nu? De exemplu, e important să avem coloana dreaptă, pentru că respirăm altfel și energia noastră circulă mai bine dacă e coloana dreaptă. Dacă stăm așa, automat, respirăm restricționat. Și menținând coloana dreaptă, devenim conștienți de zona de contact dintre noi și podea sau scaun, dintre spatele nostru și spătarul scaunului, dacă îl folosim. Mâinile și picioarele au o importanță? Acum mergem și noi pe varianta cea mai simplă, fără prea multe detalii. Rămâne poziția lotus a picioarelor o poziție ok pentru important meditație? E să fie coloana dreaptă. Deci coloana. Și să fim relaxați, să ne simțim confortabili. Că dacă stai în lotus și începi să te doară articulațiile pe la genunchi, nu știu cât de ușor mai meditezi.
Și ne simțim corpul, observăm cum intră aerul pe care îl inspirăm prin nări, prin trahee, cum ajunge în plămâni. Ne dăm voie să respirăm și abdominal. Putem să oftăm de câteva ori dacă această prezență în corp scoate la iveală niște tensiuni, niște griji, un pic de stres. Și pur și simplu ne mutăm atenția din cap, unde suntem obișnuiți să o ținem. Mutăm atenția și prezența noastră în tot corpul și observăm pur și simplu ce se întâmplă în timp ce respirăm natural, fără să intervenim. Nu există respirație în acest moment greșită sau corectă, nu urmărim ceva anume să facem cu respirația, doar o lăsăm să se întâmple și ne ancorăm și noi, ne lăsăm în acest flux al respirației, când inspirăm, când expirăm. Și în acest timp putem avea senzații în corp care ne pot distrage atenția sau emoții care pot apărea atunci când ne relaxăm, ne detensionăm sau pot apărea gânduri. Bă, dar nu așa am citit în manualul de meditație pe care l-am citit ieri. Bă, dar nu facem și noi nicio mudră anume. Băi, dar simt că nu am aer sau tot felul de gânduri și le observăm, nici nu le blocăm, nici nu ne lăsăm prinși în ele și mereu când observăm că ne-a fugit atenția, ne întoarcem la respirație. Nu avem nimic de făcut, doar să fim prezenți. Asta nu e o acțiune. Pur și simplu ne dăm la o parte cu tot ce credem noi că trebuie să se întâmple sau cum ar trebui să fie. Și lăsăm respirația să fie ghidul nostru. Și putem să observăm ce se schimbă în timpul acesta, continuăm să respirăm. Și cam asta e un exemplu de meditație cu obiect. E important aici totuși de menționat că deși există și tehnici prin care ne focalizăm intens pe obiect, aici noi suntem încurajați să ne păstrăm deschiși. Adică eu îmi urmăresc respirația, dar dacă aud alarma de incendiu în clădire, sunt conștient și de asta și acționez ca atare. Tu ai făcut acum
Ai urmărit indicațiile, Sorin? Am urmărit indicațiile și le urmăresc la fiecare invitat. Da, foarte, foarte interesant. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandru, că ai fost alături de noi și mie și celor care ne urmăresc, că ne-ai oferit informații foarte utile. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre practica spirituală, practica meditativă în tradiția Dzogchen cu Alexandru Anton, membru al comunității Dzogchen, pornind de la cartea lui Zhogyal Namgyal Norbu, Yoga Visului și Practica Luminii Naturale, o carte în traducerea Gabrielei Schneider și publicată în colecția Himalaya a editurii Herald, o carte pe care o puteți găsi în campania online Practici Spirituale în Tradițiile Lumii. Acolo găsiți foarte multe titluri despre atât partea, să spunem, teoretică, ca informație, dar și unele practici despre ce înseamnă meditația. Îi mulțumim foarte mult lui Alexandru Anton. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii online Practici Spirituale în Tradițiile Lumii. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!